Compania germană BioNTech, inventatoarea celui mai utilizat ser anti-COVID-19 din Occident, a anunțat luni că a început să lucreze la un nou vaccin. Este vorba despre un ser specific Omicron, noua variantă detectată în Africa de Sud. Varianta Omicron prezintă un risc global foarte mare de creștere, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății, pe măsură ce mai multe țări au raportat cazuri, ceea ce a determinat închiderea frontierelor. BioNTech a anunțat zilele trecute că a început să lucreze la un vaccin adaptat Omicron, noua variantă detectată în Africa de Sud. Este binevenit pentru că e sănătatea noastră, e pentru liniștea noastră, e binevenit, numai să nu aibă reacții adverse. Nu ar fi bun niciunul din punctul meu de vedere. Deci din punctul meu de vedere, din informațiile mele, din experiența mea de viață de aproape 80 de ani, nu ar fi bun niciunul. Cercetătorii susțin că varianta Omicron a coronavirusului prezintă mult mai multe mutații decât varianta Delta. Sunt puțin sceptică, nu? Deci, credând virusul ăsta că este răspândit și că face atâtea victime, dar nu știu, sunt sceptică la vaccinări. Foarte bine că fac vaccinurile, că uite, nu scăpăm de pandemia asta. La voastră v-ați vaccinat? Da, m-am vaccinat. Mai face o altă doză? Da, bineînțeles că fac. Fac pentru că, decât să... Oricum mai rău decât boala, n-are cum să fie vaccinul. Părerea care o au toți românii și au avut-o toți românii până acum privind și celelalte vaccinuri. Deci până nu ne vor lămuri ce efecte au vaccinurile astea, eu sunt vaccinat, am făcut ambele doze că datorită serviciului. Am fost un fel de obligație de serviciu. Dar atâta timp cât nu ne lămurește nimeni care sunt efectele secundare, care sunt efectele primare privind ajutorul bolii. Că degeaba ne vaccinăm noi și numai ne înțepăm, că vezi, Doamne, să nu ne îmbolnăvim, dar de fapt și cei care am făcut vaccinul nu suntem scăpați, să zicem așa, de boală, oricând ne putem îmbolnăvi. Pe de altă parte, compania Moderna și-a anunțat vineri intenția de a dezvolta o doză de rapel specifică pentru noua variantă Omicron a COVID-19.